aeroport și vreau să vă povestesc o chestie pe care o puteți face gratuit în București în fiecare seară. Se numește terapia de după lucru. Adică vă suiți pe bicicletă și vă întoarceți cu bicicleta de la muncă. Și astfel vă relaxați și ajungeți acasă cu mai puțin nerv și vă vine probabil să înjurați mai puțin ziua care tocmai a trecut. Așa că aș vrea să vă spun despre un proiect care se numește Bike to Work. Nu despre avantajele de a ajunge mai repede la birou, despre care toată lumea vorbește, pentru că știm deja că bicicleta este cel mai eficient mijloc de transport în București și în marile orașe din țară. În perioada 18 mai-28 iunie, proiectul Bike to Work, adresat angajaților companiilor, încearcă să schimbe un pic din mentalități și să aducă o schimbare de infrastructură în anii ce urmează. Așadar, în perioada 18 mai-28 iunie, dacă sunteți angajați, intrați în programul Bike to Work, vă înscrieți cursele cu bicicleta făcute de acasă până la muncă sau de la muncă până acasă și nu doar o să ajutați la schimbarea infrastructurii pe termen lung, ci o să aveți parte de cea mai mișto și ieftină terapie de care puteți beneficia într-un oraș precum Bucureștiul, despre care știm foarte clar că este un oraș nebun. Radu Estivan, 3-2-1 Sport, Bike to Work.